Bă, aveam o teorie, nu știu dacă o să o zic, o să o zic, dar nu știu ce faci, dar în sfârșit, în seara asta, m-am uitat la poze, am băgat și pe goagle, am băgat mormântul Mihai Eminescu, goagle, eram sigur când de răspunsurile astea, îl știi pe goagle. Ne cam futem de vreo 10 ani și ceva. Îl știu pe goagle, cu toți spiderii lui și cu toate cuchisurile. Și cu toate astea, știu pe goagle. Știu înainte să bag eu bâr, 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 prostii, oiță, bâr, ce prostii îmi bagă goagle. Hai. E destul de inteligent goagle. Dar promite. Și îmi bagă goagle la mormântul lui Aropun. Băi, pe a scris mormântul Mihai Eminescu. Goagle a zis, bă, n-ai băgat alea. În ghilimele. Păi, Goagle, e puțin probabil să fie mormântul Mihai Eminescu o propoziție în limba română. Așa că lasă-mă în pula mea. Trebuie să caut și tu ce pula mea. Ai auzit de programare fuzzy, care e făcută din 1900 toamnă. E inventată de un geniu tâmpit care a alergat după pizdă și n-a știut ce să facă. S-a pripit și a băgat-o de asta. Asta ar fi baza, dar s-a mai inventat rănește. Amă, coagle! Coagle! Și ce am văzut acolo? Am zis, bă, images! Images all the people! M-am fișat pe mine de râs. E Mihai Eminescu acolo. Aproape de gărduleț, dar nu e lângă gărduleț. Mai e unii lângă gărduleț, e bodyguard-ii lui ca să nu fugă de acolo. Și ia stai să hai. Ia. Hai, hei, hei. Și goagle ăsta. Ia, asta e ură, da. Asta ce e? Cuplită. Și abandonată. Lasă că le pune să ulucili. Ulucili. Și ce-am văzut noi acolo, ne-am pișat pe noi de. Când eram prieten cu poetesa originală, a doua în viața lui băiatul, e simpatică asta. Și bă, de ce am stat cu poetesele astea? Bă, amândouă au avut umorul. Adică una a avut, una îl mai are. Mai face mișto de mine. Și eu mai fac mișto cu toată de ea, cu toată o cer. Iată, mă, poate, o certam, știi de ce, că să mai bătă și se vede treaba că nu mai înțeleg tinerețea. Deci, scuze. După aia regret, dar după aia nu trebuie să arăt că oricum, trebuie să nervos. Așa, ce am văzut noi la mormântul lui Eminescu? Mamă, era băbăciuni. În suflet Eminescu. Mamă, era plin acolo de băbăciuni și moșuleci. Bă, ne place poezia lui să acolo. Dar ce am mai văzut? Cum se numește mă aia? Gașcă de preoți. Taraf de preoți, nu. Sobor de preoți. A venit sobor de preoți la mine. Deci în cade teoria. Bine că i-am văzut pe sobor de preoți. Eu mă gândeam că s-a sinucis. E bine, deci nu s-a sinucis. Că dacă se sinucidea, nu venea cu sobor de preoți. Am văzut gașcă de preoți. Deci dacă a venit gașcă de preoți, o văzut și nu s-a sinucis. Ce? Știa ei secrete, zicea, bă, s-a simțit de nu ne ducem la băiat. Doar ne ducem așa, îi facem o slujbă de aia mică, cu o micuță așa, că e mai drăguță, și gata. De ce? E cam urât faza asta cu sinuciderea și ei zic că e păcat de la Dumnezeu aia. Ca și chestie socială sunt de acord, nu trebuie încurajat. Dar oricum, specia umană este mică așa. E multă privință și atunci, dacă mai și încurajez așa ceva, o luăm razna cu toții pula mea și ne, e mai bine să stăm în viață fiecare la rolul lui, la locul lui,
cei care poate să facă ceva, să facă. Cât de cât. Cum pot. Și după aia ce am mai văzut? A, el arată pe ăla. Și după aia era o poză de când era el șmecher. Avea niște pantaloni după vremea aia. Băi, moda aia a revenit. Să taie el așa. A, o mână muzunar, se controla la pulă. Era tânăr. Era și botot așa. Bă, avea capul cam mare, știi? Pentru totuși. El era schilopatic, așa. Păi am văzut poze cu frații lui, avea doi frați așa mai țigănoși. Așa. Nu era țigan, dar era român de ăștia mare. Înseamnă că măsa era blondă, era mai blond viu, așa, știi? Și tasul era brunetă, așa. La Eminescu nu avea el capul mare, dar proporțional cu corpul era schilopatic. De asta se ocupa de scris, de alte chestii. Nu trăgea de fiare, nu făcea flotări. Și am văzut și pe Corinul ca mică cât era tânăr. Bă, dar era supărat pe Corinul cu soțul. Și aveau pompură de aia complicată. Și tot este, dar mișto, era frumos să mă umplă. Păi am văzut și ultima fotografie. Și avea floci albi. Când se descoperise toxelii. Nea, trebuia să-și pună o perucă. Ca aia să descoperi să vei ceva de chiar de mai. Și era frumos așa pentru mortăciunea băbăciunea. Era băbăciunea la 4 de ani. Pentru femeie la 4 de ani, dacă nu se voiește și nu-și face, dacă își face de-astea, pare atât tânără. Dar ea e fi nicio. Dar după aceea se vede. Asta e chestia. Asta e fiziologia. Citeam eu o carte scrisă de un rus. O recomand. Sergei, parcă e mă corect. Sergei. Era tradusă pe vremea comunistilor de nimeni. De ce? Nu că erau românii fanruși. Sau, au fost fanruși pe vremea staliniștilor. Dar după aia s-au lăsat. Traduceau și cărțile astea de limba engleză. Îmi plăcea de așa. Că cenzura, da. Bă, era cenzură, dar mai ieșea din cenzură. Din generația s-au recrutat de vârsta mea, sunt cu adevărat mulți rebeli. De ce? Ăia care s-au documentat. De ce? Ăștia care citeau, știau să găsească și cărți. Că trebuie să știi să și găsești cărți. După aia secretul e să știi. Nu să înveți. Să înveți, ca să știi cum să înveți. După aia nu e secretul, să citești. Vrei să înveți să citești? Da. Am greu. Nu e greu, adică după ce ai învățat, nu e greu. Ai și îl văd pe Eminescu, deci stătea cu mâna buzunar. Avea niște pantaloni care am avut și eu când eram tânăr. Că revenise moda. Era pantalon de cocalar. De obicei cocalare putea aia. Îl iam și acum. Era mai mic de statură, aveam picior curul mai mic. Era și eu mai mândruciob, în el transpintru în el. Era tânăr, știi? Și mergeau pantalonii aia. Acum am vrut să-i trag. Nu merge. Mi-a mai crescut și pula. Aia cu... Dita mai e motocu. Curul e tare, am mușchi tari. S-au dezvoltat, că mă rămân pe așa, pe picioare, că și trebuie să fac sport. Asta, conștient, dar și îmi place, dar trebuie să fac sport, că să pun sânzile în mișcare, că după aceea îți pula. În tinere să-ți permis să stai sedent, dar cu toate că vezi recomandă să fie. Și Eminescu Botos. I-am mai văzut poza asta, m-am cricat, băi, e Botosul. Și avea niște tulei la bot. Era foarte tânăr. Uitați să-și dea tulei aia jos. Îi plăcea cu tulei. Dar era botos să mă bula. Dar era șmecher. Era deja cunoscut. Și era într-o haină de aia mișto. Era pe vremea aia. Avea papilon. Cum se purta. Băi, stătea bine, trebuie să recunosc.
era șmecher, era potos. Cine e ca mine Van Gogh să-ți dai seama că el era mare artist, adică nu artist, poet, alea. Gagicile vrea el, nu, nu, vă dau pula, să dai șmecher. Mi-a plăcut. Era botos. Cum? Era botos. După aia l-au mai retușat ăștia oarecum în fotografii, dar acum cred că nu mai era chiar așa botos, dar nu știu, l-a prins botos atunci. El nu era chiar botos. Dar nu știu ce făcut. Eu cred că când i-a făcut ăla, i-a zis păsărica, fiind tânăr, s-a excitat buzile. Și s-a făcut botos. Că nu știu de ce l-a prins botos, că nu era botos. Că după aia se văd fotografiile ulterioare. Deci te-ai zis, bă, să retușim și poza. Nu, lasă-l așa botos, i-a zis ăștia. De ce? E simpatic. E Van Gogh. Eminescu botos.